Și dacă nu-i pomenit numele lui, ce se supără așa tare? Pentru nume. Păi, da. Aici sunt alte interese, vă spun eu. Lumea nu o să lasă biserica. Da, v-au cerut astăzi cheia? Da, mi-au cerut cheia, ștampila, mi-au cerut toate. Documentele, chitanțierul, tot. Și vor să vă pugărească, practic. Păi, efectiv. După ce muncești 17 ani și investești 6 miliarde de lei sunt investite aici. Nu mi-a dat instituțional nimeni un leu. Nici Ministerul Cultelor. Am făcut demersuri. Este monument istoric. Un leu n-a dat nici Ministerul Cultelor, nici Mitropolia. După 17 ani de muncă și după 8 luni de filaj, de amenințări telefonice, eu stau cu fântâna încuiată. Vin tot felul de deghizați. Chiar inspectorii de la Mitropolia au venit ieri cu mașina Mitropoliei, 10 MMB, Iași 10 MMB, și-au dat geamul jos, au făcut repede fotografii și-au plecat. Păi stați, domnule, de vorbă cu oamenii, stați de vorbă cu comunitatea. Păi, de ce nu există dialog? Cum vii dintr-o dată după 17 ani de muncă și îți pui dă cheile la biserică și ștampila că a venit altul? Păi, dar acești oameni au semnat public și oficial un document. Vor slujbă în care să nu fie auzit numele mitropolitului ce a semnat documentul ăla 6 în insula Cretă. Păi ei, dacă au semnat un document, trebuie să li se respecte această libertate de gândire și de conștiință. Și dacă ei preferă un preot care nu-l pomenește pe mitropolit, ce treabă ai tu să-l dumneavoastră nu-l mai pomenești. Păi eu nu-l pomenesc. De ce? Și nu-l pomenim din cauza faptului că a avut un derapaj în gândirea, în linia eclesiologică a bisericii, prin semnarea unor documente eretice, ecumeniste. Asta este toată treaba. Dar noi am arătat unde este problema. Noi am discutat, pentru că, de ce spun noi? Pe lângă mine suntem mai mulți părinți din mănăstiri, mai mulți preoți de mir, care am inițiat acest demers și l-a rugat pe părintele mitropolit să se gândească bine, înainte de a încerca oficial să ne oblige să acceptăm ecumenismul. Noi respectăm celelalte religii și culte, dar nu putem să ne amestecăm cu ele. Nu pot să fac o comunie dintre o fată ortodoxă din satul meu și un musulman, doar așa că dă mitropolitul dispensă. Păi nu se poate. Trebuie să discutăm. De altfel, în crez, eu spun și oamenii în biserică, în crez spun, cred într-o una sfântă, subornicească și apostolească. Păi și documentul 6 din Creta, parafat de Nata Sfințitul, spune că toate celelalte pot fi numite biserici cu B mare. Arătând prin aceasta că și celelalte confesiuni au ceva bun, au har sfințitor. Deci, vedeți, ecumenismul oficial vrea să intre la noi în sate, la noi în biserici. Noi nu vom primi niciodată ecumenismul. Nu.